Prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a discutat în colegiul prefectural al județului despre siguranța din școli și despre bullyingul părinților la adresa cadrelor didactice. Bulingul și agresiunea între elevi sunt un subiect de actualitate. Prefectul a atras atenția asupra unei noi forme de agresiune, bullyingul pe care unii copii și părinții lor îl fac împotriva cadrelor didactice. Nu de puține ori, profesori de bun simț sunt timorați, agresați verbal, amenințați atât de copii, cât și de părinții lor. Părinții agresivi care fac caz de banii, funcțiile sau relațiile lor, ajung să terorizeze profesori și directori de școli, care de obicei nu reacționează, considerând că nu vor avea sorți de izbândă într-un sistem care de multe ori nu îi protejează", a transmis Mihari Tivoiu. De asemenea, dacă acest fenomen nu este confruntat, orice încercare de a avea un sistem performant de învățământ va eșua. Totodată, profesorii și directorii abuzați sunt încurajați să nu se lase, să iasă în față și să semnaleze ori. Orice asemenea tentativă.